Fraților, când te contrazici cu cineva despre câte stomacuri are cangurul, când au apărut și returile sau cine a inventat supa la plic, deschizi telefonul, intri pe Google și cauți răspunsul pentru a lămuri disputa odată pentru totdeauna. Când te-ai plictisit de ciorbă și tocăniță, dar mai că ta nu te-a învățat să gătești altceva, că atâta știa și ea, alegi una dintre cele câteva milioane de rețete existente pe net care se potrivește cât de cât cu ce ai tu în frigider, și ai rezolvat problema. Când vrei să afli cum o să fie vremea mâine, nici nu trebuie să deschizi internetul, că s-a asigurat compania de telefon că ai o aplicație preinstalată care îți spune dacă pui mâine de un grătar sau nu. Oricum ai da-o, informația e non-stop la tine în buzunar. Efortul pe care trebuie să-l depui e minim, iar costurile sunt practic inexistente dacă nu pui la socoteală prețul telefonului și abonamentul la internet. Ne e atât de ușor să aflăm orice, încât nici nu ne mai punem problema să nu fim la curent cu toate. Dacă începe un război mâine, pe cealaltă parte a planetei, afli în vreo jumătate de oră sau cât le ia jurnaliștilor să scrie un articol. Vezi imagini live direct de lângă tank. Ne-am obișnuit așa de rapid cu treaba asta că uităm cât de nouă e de fapt. Până nu de mult informația era puțină, scumpă și doar cei puternici aveau acces la ea. Înainte să intrăm adânc în măruntaiele subiectului, o mică poveste. Acum vreo 15 ani, cam pe vremea asta, fugeam prin jungla amazoniană cu plantele biciuindu mi picioarele obosite și o haită de câini de vânătoare pe urmele mele, urmată îndeaproape de industria și capitaliști junglei care scrutau orizontul căutând un capul prin luneta puștilor. În final am scăpat de ei folosind un chibrit, un fruct mango și o agrafă de păr, dar mi-ar fi fost mult mai simplu dacă m-aș fi putut deghiza virtual folosind un VPN. Un VPN e un soft care vrăjește internetul și îl face să creadă că ești în altă parte, ceva foarte folositor în vacanțele de acum. Dacă ar fi existat pe vremea aia, cu siguranță mi-aș fi instalat Surfshark. Ai Surfshark, ai confidențialitate în timp ce stai pe net. Mai mult, Surfshark îți oferă protecție și avertizări împotriva programelor dăunătoare de tip malware. Cu Surfshark poți avea acces la paginile blocate în România, cum ar fi anumite servicii de streaming sau știri. Tot cu Surfshark poți găsi prețuri mai mici pe unele site-uri, cum ar fi, de exemplu, bilete de avion sau cărți. Același zbor către Grecia poate fi mai ieftin dacă e luat din altă țară. Descarci Surfshark, sufli în VPN și pac, e mai ieftin. Mai mult, poți vedea absolut toate filmele disponibile pe Netflix, adică și alea care rulează în alte țări, dar nu în România. Membrii familiei tale pot fi adăugați și ei la abonamentul Surfshark dacă nu-ți place ceva, poți anula gratis în 30 de zile de la cumpărare și vei primi toți banii înapoi. Intră pe linkul din descriere, introduc codul ZAIAFET și primește o ofertă exclusivă plus 3 luni gratuite. Serios, e un link în descriere. Folosește codul ZAFET și o să ai și multe alte beneficii. Mai mult, acum există și Surfshark One, care pe lângă VPN îți oferă și antivirus. Pe scurt, cu Surfshark One te protejezi de virus, malware, data leaks, și rămâi și anonim pe internet. Merită să-l încercați, link în descriere. Și acum să revenim la subiect. Mii de ani, veștile n-au circulat mai repede decât pasul omului sau al calului. Putea dura zile sau chiar săptămâni până când oamenii aflau o informație importantă, cum ar fi moartea unui monarh, aflat la sute de kilometri departare, chiar și în aceeași țară. Veștile despre războaie sau epidemii ajungeau de multe ori prea târziu. Ce se afla în ținuturi îndepărtate stârnea povești fantastice în rândul populației. Japonia era la fel de departe ca luna, iar dacă luna putea fi făcută din brânză, de ce să nu poată fi și Japonia făcută tot din brânză sau să aibă vaci cu aripi? Dar lumea asta a micșorat treptat, Odată cu inovațiile din mass media, au despărut și vacile cu aripi alături de lunile din brânză. Însă drumul pe care l-au parcurs oamenii de la semnale cu fum la story pe Instagram e unul lung și plin de obstacole. Transmiterea de informație între indivizi e vitală pentru supraviețuire și nu doar în cazul oamenilor. Cântecul balenelor are rolul de a se avertiza una pe cealaltă de pericole. Cântecele păsărilor se traduc în diferite mesaje, Albinele dansează cu același scop și papagalii imită voci. Hominizii, adică strămoșii noștri primate, au început să comunice între ei încă dinainte ca vreunul să știe să vorbească. Foloseau semnale cu fum, strigăte sau zgomote pentru a se avertiza între ei. Dar spre deosebire de alte specii, umanitatea e nomadă, așa că mesajele au căpătat rapid un caracter atemporal. E vorba de desene cel mai vechi semn scris pe care îl cunoaștem este un zigzag desenat pe o scoică vechi de 500 de mii de ani. Mai apoi, oamenii au început să facă binecunoscutele schițe pe pereții peșterilor. Nu pentru că aveau neapărat o strălucire de moment a creativității, ci pentru a lăsa mesaje urmașilor. Într-o peșteră din Franța s-au găsit astfel de schițe care datează de la sfârșitul paleoliticului superior, adică de acum vreo 17.000 de ani. Scopul lor era de a informa pe cei care aveau să folosească peștera ca adăpost care erau animalele periculoase. Acestea erau marcate prin săgeți. În epoca cuprului, nomazii au început să devină sedentari și s-au stabilit în sate. Atunci informația a început să devină importantă, mai ales în interiorul grupului. Mii de ani, cei mai informați aveau să fie preoții, generalii, principii și, foarte important, negustorii. Lucrurile s-au schimbat în urmă cu vreo 5.000 de ani, odată cu domesticirea calului, inventarea roții și cea a scrisului. Chiar și așa, știrile călătoreau greu și ajungeau la foarte puțini oameni. De exemplu, pe 13 octombrie 54, împăratul roman Claudius a murit, iar tronul i-a revenit lui Nero. A durat 35 de zile până când a ajuns vestea în Oxirhincios, un oraș egiptean aflat la 350 de kilometri de capitala Egiptului. În Occident nu existau decât mesageri pedeștri, care erau trimiși uneori de oficialii regali pentru a transmite informații. Abia în secolul al XII-lea, Henric I al Angliei creează un serviciu poștal rezervat mesajelor guvernului. În timpul domniei sale de 35 de ani sunt transportate 4500 de scrisori folosind acest serviciu. Dar să ne întoarcem puțin în timp. În Orient, primul sistem poștal a fost creat de califi. Calif fiind un titlu purtat de monarhii din unele state musulmane. În secolul al VII-lea, acesta se numea barid, de la grecescul beredos, care însemna cal de poștă. Avea ca scop răspândirea ordinelor și mesajelor califului și au fost create în acest scop 930 de relee poștale, câte unul la fiecare 25 de kilometri în deșertul Arabiei și la fiecare 12 kilometri în Siria. Odată ajunsă la un releu, informația putea fi preluată de un alt mesager și dusă mai departe la un al doilea releu și tot așa. Mesagerii împrăștiau informația mergând călare și câte 200 de km pe zi. Munca era făcută de bărbați, femeile fiind trimise doar în vreme de război și putând călători doar noaptea. Porumbeii erau și ei deseori folosiți de califi. Existau relee pentru porumbei la fiecare 72 de km. Cum aceștia zboară cu până la 120 de km pe oră, le trebuia doar jumătate de zi pentru a parcurge distanța dintre Cairo și Alexandria și o zi pentru cea dintre Cairo și Damasc. Porumbițele albastre erau pentru mesaje oficiale, porumbeii albi pentru mesaje private. Dacă vestea era bună, porumbeii erau parfumați. Dacă vestea era proastă, erau vopsiți în negru. Modul în care funcționau porumbeii era simplu. Având o capacitate naturală de a-și găsi casa, erau transportați în colii vii către diferite locuri, iar de acolo erau eliberați cu un mesaj atașat de picior. Văzându-se liberi, porumbeii nu făceau altceva decât să se întoarcă acasă. În 751 a avut loc un eveniment foarte important. În cârgăstan a avut loc o bătălie între califatul Abbasid și dinastia chineză Tang, terminându-se cu victoria celui din tâi. Chinezii au devenit prizonieri, așa că arabii au putut smulge de la ei tot felul de tehnici importante, inclusiv cea de fabricare a hârtiei pe care chinezii o foloseau deja de vreo 100 de ani. Secretul hârtiei a fost transmis mai apoi la Samarcand, apoi la Bagdad, Cairo și mai departe în Europa creștină. Chinezii nu ne-au dat de bună voie hârtia, nici n-am cumpărat-o. Ca multe altele, am furat-o. În China, lucrurile s-au mișcat mult mai rapid. În secolul al IX-lea, în capitala Chang'an, exista deja un fel de ziar. E vorba de Dibao, un raport al reședințelor oficiale, redactat întâi pe frunze de bambus, iar mai apoi pe hârtie. Dibao conținea texte politice, informații despre viața de zi cu zi a împăratului, despre curtea imperială, dar și rapoarte militare și diplomatice. Apăreau sub formă de periodice și erau adresate întâi funcționarilor, care îl rezumau și îl transcriau apoi pe afișe care erau trimise de călăreți în toată țara. Întorcându-ne în Europa, informația a rămas privată până când negustorii au început să comercializeze avisii, ceea ce avea să se transforme secole mai târziu în ziare. Până în secolul al X-lea, în Europa, negustorii transportau, alături de mărfuri, și corespondență privată în principal, relevantă pentru meseria lor. În Germania, de exemplu, măcelarii mergeau să cumpere vite din alte orașe și se întorceau de acolo cu informații legate de epidemii, deoarece erau relevante pentru piața de carne. Dacă brusc începea să crească prețul la burta de vită, trebuia ca lumea să înțeleagă că vacile din orașul de lângă se îmbolnăviseră și nu mai puteau fi consumate. Însă în secolul al XII-lea, Bruj, un oraș din Belgia de astăzi, a devenit principalul oraș comercial european, așa că negustori și țărani din alte părți ale Europei se întâlneau aici pentru a vinde de toate și orice din primăvară până în toamnă. Și tot aici aduceau pe lângă mărfuri și informație. Așa au început negustorii să-și vândă corespondența privată sub formă de avisii. Tiparul nefiind inventat încă, aceste avisii erau manuscrise, iar pentru că și negustorii mergeau în târguri regulat, și corespondența era vândută tot regulat, ca un fel de periodice. Nu erau ieftine, și puțini își permiteau luxul de a fi la curent cu noutățile, dar această etapă a fost un pas important. Informația nu mai era strict privată, putea fi vândută. Neexistând însă o sursă oficială și de încredere de informații, aceleași rețele care puteau informa, puteau, la fel de bine, să și dezinformeze. La mijlocul secolului al XII-lea, împăratul bizantin Manuel I Comnen a primit o scrisoare de la un așa zis călugăr Ioan, care spunea că e un rege bogat, creștin, din Extremul Orient, descendent dintr-unul dintre cei trei regi magi. În scrisoare povestea despre regatul său, în care spunea că se găsesc animale fantastice, oameni cu coarne, cu ochi la ceafă și că mai avea și o fântână a tinereții, fără bătrânețe. Scrisoarea a făcut furori în toată Europa. Alexandru al III-lea a trimis mai mulți oameni în căutarea acestui tărâm paradisiac, bineînțeles, fără vreun rezultat. Scrisoarea provenea, cel mai probabil, de undeva din nordul Italiei, de la cineva care își dorea să incite creștinii să pornească o cruciadă. În 1184, tot o scrisoare a creat panică generală între europeni. Papei Clement al III-lea i-a scris un astrolog din Toledo care anunța sfârșitul lumii. Evenimentul avea să se petreacă în 1186, când aveau să înceapă seceta, foamea, ciuma, iar vrăjile aveau să scape de sub control. Strigătele aveau să fie atât de înspăimântătoare că inimile oamenilor aveau să se sfâșie de durere. Toată Europa a început să se roage în disperare să scape de apocalipsă. Arhiepiscopul de Canterbury a ordonat atunci un post de trei zile, iar biserica nu și-a mai văzut capul de donații. Asta se întâmplă mereu când se anunță sfârșitul lumii. Oamenii sunt așa de disperați să-și salveze sufletele că donează tot ce au. Ce rost are să-ți păstrezi averile dacă mori în câteva zile? Mai bine le folosești ca monede de schimb pentru un loc în rai. De fapt, biserica știa acest lucru așa de bine că deja își făcuse un obicei din a anunța sfârșitul lumii odată la câțiva ani. După evenimentul din 1886, care n-a avut loc datorită, bineînțeles, rugăciunilor și postului, cardinalul Johannes Toletanus a fost anunțat de un nou sfârșit al lumii care avea să aibă loc în 1229. Biserica a fost mereu bună la îmbârligat poporul, nu doar în legătură cu sfârșitul lumii, în 1348, când ciuma neagră începea să acapareze Europa, Biserica a lansat zvonul că evreii o trăvesc toate fântânile, de parcă ei ar fi băut apă dintr-un robinet special, doar al lor. Chiar dacă părea că toate se întâmplă doar în China, iar Europa stă pe loc, în secolele al XV-lea și al XVI-lea, în timpul dinastiei Ming, drumurile au început să se deterioreze, așa că mesagerii pedeștri au devenit principala modalitate de transmitere a mesajelor oficiale. Mesagerul căruia îi lua mai mult timp decât era prevăzut să-și facă treaba, primea 50 de lovituri de băți, cel care pierdea documentul, primea 100 de lovituri. N-au mai apărut invenții revoluționare în China, care a dormit timp de patru secole, dând ștafeta Europei. Așa a apărut în Germania o invenție care avea să schimbe lumea informației pentru totdeauna, tiparul. Deși tehnologia era tot de origine chineză, aceștia nu o foloseau pentru tipărire. Johannes Gutenberg venea dintr-o familie înstărită, de unde învățase arta bijuteriei, gravurii și tehnologia aliajelor. Gutenberg a încercat să folosească la început xilografia, pe care o utilizau deja chinezii, o tehnică ce presupunea imprimarea realizată prin presarea pe hârtie a unei bucăți de lemn ce avea un model pe ea. Cu toate acestea, xilografia nu era destul de precisă pentru literele care erau foarte mici. A încercat apoi să facă plăcile din metal, dar fără succes. Piesele se deformau ușor. Soluția a fost realizarea unui aliaj din plumb, staniu și antimoniu, care împiedica deformarea literelor pe termen lung. În 1452 a printat prima carte, Biblia. Nimeni nu i-a stat în cale. Mai multe Biblii tipărite însemna că latina avea să se răspândească în toată Europa ca limbă de comunicare. Dar zilele însorite ale bisericii s-au întunecat rapid în 1466, când tipograful Johannes Mentelin a tipărit la Strasburg prima Biblie în limba germană. Liderii europene au început să simtă rapid puterea tiparului și au încercat să-i folosească puterea în scopuri proprii. În 1508, Maximilian I s-a autoproclamat Împărat al Imperiului Roman n-a fost niciodată încoronat de papă, iar poporul nu l-avea deloc la inimă. Străduindu-se să țină tipografii de partea lui, a început să le ofere locuri de muncă, cerându-le să tipărească din când în când buletine informative despre sine sub formă de propagandă. Acestea au devenit primele periodice din Europa. Erau niște caiete mici, de 4-16 pagini care conțineau ilustrații și gravuri de lemn despre bătăliile sale și de cestele princiare. Se numeau Noie Zeitungen, adică Noile Ziare, și circulau prin toată Europa prin intermediul curierilor privați, fiind vândute pe stradă și prin cârcium. Publicarea lor a ținut până la moartea împăratului în 1519. La Londra, arhiepiscopul de Canterbury, Thomas Arudel, a încercat să reglementeze în 1407 predicarea, traducerea și utilizarea scripturii. Orice traducere în engleză a scripturii fără autorizație din partea episcopului era interzisă. Oricine nu respecta aceste reglementări era declarat eretic și pedepsa era moartea. Chiar și așa, în 1525, William Tyndale a încălcat sinodul din 1407 și a tipărit Noul Testament în engleză. Anul următor, a fost arestat și ars de viu. Doi ani mai târziu, un exemplar al Bibliei lui Tyndale a ajuns în mâinile lui Henric al VIII-lea, care a decretat că în toate parohiile din Anglia avea să fie citită această traducere a Bibliei. Anul următor, The Great Bible a devenit versiunea autorizată destinată Bisericii Angliei. Textul era aproape integral cel tradus de Tyndale. În 1549, cenzura s-a relaxat puțin și a apărut la Londra primul newsletter publicat clandestin și pe nume Requests of the Devonshire and Cornish Rebels, în care erau publicate tot felul de știri de pe continent. În 1553, puterea a trecut la Mary Tudor, iar cenzura s-a reinstalat în forță. Cinci ani mai târziu, Elizabeta I a declarat controlul regal asupra tuturor publicațiilor, interzicând în Act Against Fond and Fantastical Prophecies publicarea și răspândirea de rele profeții privind o pe regină și pe alte nobile persoane prin scrieri, tipărituri, cânt și orice alt fel de discurs dar știrile circulau, fie că voia regina sau nu. La sfârșitul secolului al XVI-lea, chiar dacă tipografiile erau foarte controlate, foile volante apăreau ca ciupercile de nicăieri. Erau copiate de mână și relatau într-o pagină evenimente politice engleze și europene, purtând numele de News. La începutul secolului al XVII-lea, la Veneția, Avisi, corespondența privată vândută de negustori prin târguri, a primit denumirea de gazată, după numele monedei cu care putea fi cumpărată. Gazetele au devenit primele ziare tipărite, și tratau subiecte cu puțină sau fără importanță, de obicei externe sau laudative la adresa principelui. Era ceva ce puteai să vinzi fără probleme legale, nu pe care să o folosești pentru a începe o revoluție. Chiar și așa, Papa Clement al VIII-lea încearcă să le interzică la Roma pentru că știa că în Europa tipografii erau un mare favorabil reformei calvine. La Roma nu a reușit, dar în 1639 la Genova, reprezentanții Vaticanului au decis că orice gazetă trebuie să obțină aprobarea lor înainte de a fi publicată. Așa a ajuns Italia să aibă primele gazete doar cu numele, pentru că adevăratele ziare au apărut pentru prima dată în Europa de Nord. Amsterdamul era la vremea aceea cel mai liber loc din Europa, singurul loc în care nu exista o cenzură prealabilă editării textelor. În 1656 a apărut aici săptămânalul Wechelichie Curante van Europa, dacă așa se pronunță, care există și astăzi fiind cel mai vechi ziar din lume, ce se publică și în prezent. În coloniile engleze din Americi, cenzura era la fel de severă ca în Anglia. Primul ziar din America. Public Occurrences, both foreign and domestic, a scris în primul număr despre un incendiu din Boston, un caz de variolă, recolta de toamnă, dar și războiul în curs împotriva indienilor, criticând implicarea armatei britanice. Ziarul a fost imediat interzis și liderul publicației arestat și închis. A mai fost nevoie de un secol până când lucrurile au început să se miște din nou în America. În 1765, Corona Britanică, ruinată de războiul de șapte ani, a instaurat în cele 13 colonii ale sale din America de Nord un nou impozit pe orice tipăritură, inclusiv pe cărți. Noile costuri i-au ruinat pe editori care erau nevoiți rând pe rând să renunțe la publicații. Ziarele au anunțat Black Act, care incita tipografii să nu se lase intimidați și să refuze să plătească. Situația era atât de rea, că în 1766, din cauza presiunilor continue venite din partea poporului, guvernatorul coloniilor a retras impozitul pe tipăritură. Rezultatul a avut un impact extraordinar asupra conștiinței americanilor. În 1787, Alexander Hamilton, James Madison și John Jay au publicat în mod anonim, sub numele de Publius, cele 85 de Federalist Papers, care au pus bazele Constituției Americane. Constituția a fost adoptată în septembrie aceluiași an și a intrat în vigoare doi ani mai târziu. În ea se menționau și controlul statului asupra poștei, acordând Congresului dreptul de a crea oficii și drumuri poștale. În 1792, Washington, primul președinte al Statelor Unite, a înființat Postal Service Act, care garanta confidențialitatea corespondenței. A încercat să acorde și gratuitate presei, dar Congresul a refuzat proiectul, acceptând doar tarife preferențiale acordate ziarilor, lege care, și așa, a accelerat masiv dezvoltarea presei și implicit alfabetizarea. Între timp, în Franța, Revoluția a dat startul unei noi inovații în materie de transmitere a informației, telegraful optic. După mai multe încercări modeste, Claude Schapp, moștenitorul unei familii burgheze din Laval, a creat un cod care putea să descifreze 9999 de cuvinte. Scopul său era unul strict politic. Cu ajutorul lui, guvernul putea transmite ordine la mare distanță într-un timp foarte scurt. Șap considera că telegraful era cel mai bun răspuns pentru cei care considerau că Franța e o țară mult prea mare să poată forma o republică. Primul mesaj a fost transmis între două comune aflate la 17 km una de cealaltă. Adunarea națională va recompensa experiențele folositoare publicului. Deși telegraful lui Șap avea să fie folosit doar de guvern, rețeaua s-a extins rapid. Numai pentru rețeaua Paris-Strasburg s-au folosit 44 de telegrafe. După lovitura de stat, Napoleon a devenit foarte preocupat de controlul presei, recunoscând că dacă ar scăpa-o de sub control, n-ar rămâne la putere nici trei luni. Așadar, pe 22 aprilie 1804, i-a trimis ministrului poliției, Joseph Fuchs, țineți puțin mai bine în frâu pe ziariști faceți astfel încât să fie publicate articole bune. Doresc să-i chemați pe redactorii de la Jurnal de Debat, de la Publicist și de la La Gazette de France, care sunt, după părerea mea, ziarele cele mai căutate și să le spuneți că, dacă vor continua să nu fie decât cureaua de transmisie a ziarelor engleze și să sperie fără încetare opinia publică, durata lor de viață nu va fi lungă, că vremea Revoluției s-a încheiat și că în Franța nu mai există decât un partid, Că nu voi tolera nicio clipă ca ziarele să spună sau să facă ceva împotriva intereselor mele. Presa îl obseda pur și simplu pe Napoleon. Citea ziarele în fiecare dimineață și îi mai cerea și bibliotecarului său, particular, să analizeze tot ceea ce putea influența publicul, în special articolele despre religie, filozofie și opinie politică. Chiar și în timpul bătăliilor, secretarul său îi citea extrase din diferitele articole pe care poliția le semnala ca fiind suspecte, pentru a se asigura că are controlul total asupra presei. Despre înfrângerea lui Napoleon în bătălia de la Waterloo din 1815, cetățenii Londrei au aflat abia trei zile mai târziu printr-o depeșă oficială a ducelui de Wellington. Dar Franța nu și-a răcăpătat libertatea de exprimare după căderea Imperiului. A mai durat aproape 70 de ani pentru ca francezii să se poată exprima ca în perioada de dinainte de Napoleon. După mii de ani de dezvoltare cu încetinitorul, în prima jumătate a secolului al XIX-lea, lumea a început să prindă viteză. Au apărut invenții ca nava cu aburi, trenul, telegraful electric, fotografia și telefonul. Unele dintre acestea au apărut în Franța, dar din cauza cenzurii n-au fost lăsate să se dezvolte în voie. Pe de altă parte, Marea Britanie și Statele Unite au primit aceste noutăți cu brațele deschise. Prima locomotivă cu aburi a apărut pentru prima dată în Marea Britanie, spre sfârșitul secolului al XVIII-lea, dar prima locomotivă ce putea fi utilizată cu adevărat a apărut în Statele Unite, 25 de ani mai târziu. În 1838, căile ferate au devenit căi poștale oficiale, crescând considerabil viteza de transport a informației. Chiar dacă era mult mai lent decât astăzi, trenul avea o viteză care făcea calul de rușine. În același an, doi britanici, William Fothergill Cook și Charles Wheatstone, au obținut brevetul pentru un sistem telegrafic electric. Sistemul funcționa prin cabluri îngropate și a fost testat pentru prima dată între Londra și Birmingham. În Franța, în încă mai funcționa telegraful optic al lui Chap. Dura trei ore pentru ca informația să parcurgă distanța dintre Paris și Bordeaux, față de trei zile cu poștalionul. Atunci, doi banchieri bordelezi și-au dat seama că ar putea face o avere cu o mică minciună. L-au corupt pe funcționarul care gestiona unul dintre releuri să înlocuiască termenul scădere cu cel de creștere și invers în mesajele privind evoluția prețului rentei de 3%. Escrocheria a funcționat până când funcționarul s-a îmbolnăvit, iar înlocuitorul său i-a denunțat la poliție. A fost o perioadă aproape magică pentru industriași. Pentru prima dată, informația economică a căpătat o valoare inimaginabilă, mai ales pentru primul care o deține, dar și pentru cei care o obțineau în timp util. Nobilimea, odată atot puternică, nu mai putea împiedica negustorii și membrii clasei de mijloc să se informeze, iar presa a devenit o formidabilă sursă de profituri. Distanța dintre orașe se micșora văzând cu ochii, iar în 1866, odată cu instalarea unui cablu submarin pentru telegraf care lega New Yorkul de Anglia, cele două continente s-au unit. Ziarele n-au stat nici ele pe loc. În 1865, hârtia din lemn a fost înlocuită cu hârtia din cârpe, lucru care a redus și mai mult costul tiparului și odată cu el cel al ziarelor, care au devenit o afacere extrem de rentabilă cu prețuri mai mici, mai multă lume își permitea să le cumpere, iar informația ajungea la și mai mulți oameni. Odată cu creșterea cititorilor creștea și profitul, iar povestea se repeta. În 1841, unul dintre redactorii de la Herald, un cotidian american, a plecat de la ziar pentru a înființa New York Tribune. Ziarul se pronunța în legătură cu subiecte mai controversate, în mare parte politice și foarte important, lupta împotriva sclaviei. Pe de altă parte, în statele din Sud s-a interzis difuzarea oricărui ziar ce critica sclavia. În 1860, Matthew B. Brady, fotograful americanilor bogați, l-a fotografiat pe Abraham Lincoln în timpul campaniei electorale. Fotografia a circulat peste tot și l-a făcut în cele din urmă pe Lincoln, președinte este cea din tâi recunoașterea importanței fotografiei de presă. Până la acest incident, fotografia fusese folosită doar ca model pentru desenatori, care o copiau, iar în ziar apărea desenul. La o lună după ce a fost ales, Lincoln a ținut un discurs despre abolirea sclaviei. Imediat după, Carolina de Sud a părăsit Uniunea, fiind urmată de Mississippi, Florida, Alabama, Louisiana, Georgia și Texas. La începutul lui 1861, statele din Sud au intrat în secesiune și au format Statele Confederate ale Americii, prezidate de Jefferson Davis. Așa a început războiul civil dintre Nord și Sud. Existau pe atunci 387 de ziare în toată țara, și doar 70 dintre ele se aflau în Sud. În Nord, ziarele explodau de știri. Primeau necontenit informații de pe câmpul de luptă prin telegraf. Vânzările au crescut uimitor de mult. În ziare apăreau și fotografii cu oameni morți pentru a arăta americanilor realitățile războiului. Pe 22 septembrie 1862, Lincoln a proclamat abolirea sclaviei. Războiul s-a terminat pe 9 aprilie 1865 în Virginia, odată cu capitularea generalului Lee, dar la mai puțin de o săptămână Lincoln a fost împușcat. A murit a doua zi. Următoarea invenție importantă a fost telefonul. Prima linie telefonică de mare distanță a fost inaugurată în 1884 între New York și Boston. Puțin mai târziu a apărut cinematograful și radioul. În iunie 1895, Louis Lumière a filmat 43 de secunde în alb și negru un congres de fotografie de la Lyon și l-a proiectat la Paris șapte luni mai târziu. În 1897, în Marea Britanie, Guglielmo Marconi a obținut primul brevet de radiocomunicație. La început, radioul nu putea difuza voce, doar informație codificată, asemenea telegrafului. Abia în 1906 s-a realizat prima transmisie a vocii prin radio între Massachusetts și Scoția. În 1908, Charles Pate a deschis un mic cinematograf în Franța, unde lumea putea afla rezultatele de la curse și bursa. Doi ani mai târziu, a început să proiecteze acolo filme din întreaga lume. În 1914 a început primul război mondial, iar lucrurile au încetinit, a reapărut cenzura, informații odată publice au devenit secrete de stat, hârtia s-a scumpit, cablul telegrafic german dintre Statele Unite și Europa a fost tăiat. Când a apărut gripa spaniolă, armata a interzis informarea pe scară largă a gravității situației și milioane de oameni au murit. Singura inovație în materie de informație a fost radioul, utilizat de US Navy pentru a difuza muzică. După război, acesta a reușit să transmită vocea umană din Irlanda spre America. Problema radioului era aceeași ca și astăzi, că nu poți face oamenii să plătească din moment ce direcția undelor nu poate fi controlată. Din același motiv a fost privit cu ostilitate de muzicieni, care considerau că dacă avea lumea să le asculte muzica gratis, scădea vânzarea discurilor și biletelor la concerte. Nici ziariștii nu se împăcau bine cu radioul. Cine ar mai fi cumpărat ziare dacă informația era transmisă gratis prin radio? În 1927, Arthur Judson, un violonist din New York, a reușit să rezolve prima dintre probleme, apelând la o formă de sponsorizare. A doua problemă a fost tratată cu reticență. În 1929, radiourile nu dispuneau de ziare proprii, fiind alimentate de diferite agenții de presă. Deși erau deja câteva milioane de radiouri în Statele Unite, existau doar două emisiuni de informații, de câte 5 minute, una dimineața târziu, cealaltă seara târziu, în așa fel încât auditorii să fi cumpărat deja ziarul până la ora respectivă. Informațiile trebuiau să fie vechi de minim 24 de ore și nu puteau fi mai lungi de 30 de cuvinte. Era mai degrabă o reclamă la ziare, mai ales pentru că se terminau întotdeauna cu, pentru mai multe detalii, consultați cotidianul dumneavoastră obișnuit. Dacă în Statele Unite radioul avea viață grea, în Europa treaba stătea și mai rău. Erau interzise radiourile private, iar cele publice n-aveau voie să transmită decât prognoze meteo, cursuri la bursă, și informații sportive. În 1929, când bursa a căzut la New York, o treime din populația Americii a ajuns în șomaj. Multe familii au renunțat la telefon și ziar, dar nu și la radio, din moment ce n-aveau de plătit abonament la el. În 1930, 20 de milioane de americani dețineau un radio, iar timpul de ascultare era în medie de 4 ore pe zi chiar dacă se difuzau puține informații. Doi ani mai târziu, președintele Franklin Roosevelt a hotărât să se adreseze regulat cetățenilor prin transmisiuni radio. A fost pentru prima dată când americanii au auzit vocea președintelui lor. În 1938 deja erau mai mulți americani care foloseau radioul decât ziarele pentru a urmări evenimentele mondiale. Ziarele și radioul aveau să moară însă încet pentru a lăsa loc unei noi invenții, Televizorul. Încă din 1907, doi inventatori, rusul Boris Rossing și englezul AA Campbell Swinton, au combinat un tub catodic cu un sistem de scanare mecanică pentru a crea un sistem de televiziune, o variantă premergătoare a televizorului electric ce avea să apară câțiva ani mai târziu. Era o invenție atât de interesantă încât a rupt gura târgului. Cu toate că prețul său echivala cu salariul brut pe o lună a unui muncitor, lumea cumpăra în prostie. În 1948, în America, un milion de gospodării posedau un televizor. Doi ani mai târziu, numărul a crescut la 10 milioane, iar în 1960, 90% din populație avea unul. În materie de emisiuni, în 1980 a apărut MTV, primul canal consacrat de muzică. MTV Video Music Awards avea să devină emisiunea televizată cea mai urmărită din lume, dând startul unei transmisiuni la nivel global a culturii americane. În sfera știrilor a apărut CNN în 1990, iar audiența a explodat când jurnaliștii săi au reușit să redea în direct din hotelul Al-Rahid din Bagdad războiul din Golf. Succesul televiziunii n-avea să dureze însă la nesfârșit, pentru că la începutul anilor 2000 locul său avea să fie luat de internet și rețelele de socializare. În 1971, inginerul american Ray Tomlinson, care lucra la ARPANET, a reușit să trimită un mesaj de la o mașină la alta la adresa tomlinson at bbn-tenexa. Aceasta a fost prima poștă electronică. Anul următor a fost folosit în cadrul unei conferințe la Washington pentru prima dată cuvântul internet. În 1990 a apărut primul motor de căutare, Archie, urmat în 91 de Wandex, care făcea căutări în paginile indexate pe web. În 92 s-a făcut prima plată online pe book.com. Existau la vremea aceea doar 130 de site-uri în întreaga lume. În 1993 a apărut jocul FIFA, care s-a vândut cât ai clipi în 500.000 de, de exemplare. În 1994, Bill Gates a creat Windows și Internet Explorer. Microsoft a ajuns să dețină rapid 90% din piață. Au apărut Yahoo și Amazon, care la vremea aceea era doar un magazin online de cărți. În 96 existau deja mai mult de 2 milioane de site-uri. Tot atunci a apărut Google, iar în 97 a fost creat un serviciu de închiriat materiale video adică Netflix. La începutul secolului 21, majoritatea ziarelor, radiourilor și televiziunilor erau deținute de un număr foarte mic de întreprinderi care, obsedate de audiență și preocupate de concurența dintre ele, n-au observat pericolul ce le pândea. Evoluții care în secolele precedente ar fi durat decenii se desfășoară acum în câteva luni. Chiar dacă ar fi putut să-și salveze pielea, vechile canale de informare n-au fost pe fază și și-au pierdut locul pe piață. În 2001, atentatele teroriste din New York și Washington au ocupat tot spațiul informațiilor televizate, iar Larry Sanger, un doctor în filozofie din Portland, s-a gândit să lanseze Nupedia, o enciclopedie online. Autorii trebuiau să fie experți, iar articolele lor erau minuțios verificate înainte de publicare. Dar tot procesul dura prea mult, așa că a lansat Wikipedia, căreia, chiar dacă îi lipsea rigoarea în procedura de validare a informațiilor, a obținut rapid un succes extraordinar. În 2002, doi foști angajați de la PayPal au creat LinkedIn pentru a pune în legătură angajatorii cu cei aflați în căutarea unui loc de muncă, înlocuind anunțurile din ziare. Ambele proiecte și multe altele care le-au urmat ar fi putut fi lansate de companii de ziare, radiouri și televiziuni care erau mai competente și dețineau și capitalul necesar pentru a o face, dacă nu erau atât de preocupate de lupta dintre ele. Website-urile nu continuau să apară. În 2006, Facebook a devenit accesibil oricui, iar doi ani mai târziu număra 100 de milioane de utilizatori. În 2005 a fost postat primul video pe YouTube. În 2006, Jack Dorsey a înființat Twitter. În același an a apărut în Suedia Spotify. În 2007, primul iPhone avea să treacă utilizatorii internetului de pe calculator pe telefon. 2011 Twitch, 2012 Tinder și așa mai departe chiar dacă n-au fost pe fază atunci când trebuia, ziarele au trecut și ele masiv în mediul online, însă pierderile au fost uriașe. Cum informația se găsește gratuit online, puțini sunt cei dispuși să plătească pentru ea. New York Times susține că este cel mai mare ziar cotidian online cu venituri din abonamente, dar banii nu sunt mulți. Un abonament online costă 150 de dolari pe an, față de 700 în cazul unui abonament în versiunea plătită. Pe lângă asta, Google păstrează o parte semnificativă din valoarea abonamentului. Radioul încă se mai ascultă pentru muzică, sport, meteo și anunțuri locale, cum ar fi starea traficului, iar în 2004 au apărut și podcasturile, care țin ascultătorii ocupați cu orele. însă la fel ca și presa scrisă, a intrat în declin. Televiziunea, deși stă ceva mai bine decât radioul și ziarele, se bazează în mare parte pe evenimentele sportive, jurnale televizate, emisiuni de tip concurs, reality show-uri, seriale și campanii electorale. În 2020, oamenii petreceau în medie 3 ore pe zi la televizor, iar acest număr e în continuă scădere. Problema cu știrile gratis de pe net e însă veridicitatea lor. Pe Twitter, știrile false călătoresc de 6 ori mai repede decât știrile adevărate. Conform MIT, 50% din discuțiile online despre COVID sunt mincinoase. Nu e de mirare că s-a ajuns să se facă legătura între COVID și 5G, dar nu e nimic nou. Indiferent de epocă, modul fiecăruia de a se informa depinde de poziția sa în societate, educație, obiceiuri, curiozitate și spirit critic. E ușor să te lași prins în mrejele informațiilor care îți validează ceea ce știi deja. Citești mereu același ziar, asculți mereu același podcast, te uiți mereu la aceeași emisiune și îți confirmi că deja înțelegi cum merg lucrurile. Însă, cei care acționează astfel se umplu de certitudini și sunt condamnați să-ți reducă spiritul critic, să fie predispus să creadă toate conspirațiile și toate teoriile complotiste care ar putea să le justifice crezul. Unii dintre cei care petrec ore în șir pe cele mai diverse rețele de socializare, lipsiți de grile de lectură, fără vreo curiozitate anume sau vreo pretenție de calitate și care se cred spirite libere, se lasă și ei prinși în plasa acestor rețele care le analizează preferințele, centrele de interes și le oferă acces către tot ce este apropiat de prejudecățile lor, fără ca ei măcar să-și dea seama. Nu e simplu să distingi adevărul de minciună. Biasul de confirmare e un proces psihologic care ne face să favorizăm informațiile ce ne confirmă credințele. Pe lângă asta, în orice domeniu, adevărul evoluează odată cu cercetarea. O teorie e adevărată atâta timp cât nu o contrazice niciun fenomen și nicio experiență. E doar un consens provizoriu. Asta face gândirea critică să fie vitală. Nu e necesar să o luăm pe calea lui Descartes și să punem chiar totul la îndoială, dar e nevoie să fim deschiși din când în când chiar și la adevărurile stânjenitoare. Am atât pentru astăzi. Toate informațiile au fost culese din cartea Istoriile Mass Media de Jacques Attali. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și le mulțumesc din nou celor de la Surfshark. Nu uitați de linkul din descriere pentru o ofertă exclusivă și 3 luni gratuite.